What did you hear about Romania and you wanted to try? Something, I don't know, something that you thought is going to be the best thing you have to try when you come here. For food or for... I was especially interested to try some of the shepherd food, especially some of the lamb stews with the polenta, because I never expected really to eat polenta in Romania, actually. And then the way the shepherds make it with cheese and with sour cream and then eat it along with a lamb stew. So did you try that? Yes. How was it? Incredible. I loved it. Okay, now you're going to try some fish and the mussels and so on. What do you think about that? What are your expectations? I also love to eat fish, and I've been impressed with this whole area in the Danube Delta, the diversity, the preservation, the natural beauty, and also just the diversity of the people here, which is really incredible to see, and it's a special place for sure. So would you recommend others to come here? Yes, definitely. I mean, Romania in a whole, it has so many different places, such a diversity of places to visit, and so many different, it's a melting pot of different cultures and people and foods. What would you say would be the highlight of your trip in Romania, not necessarily in the Danube Delta? Oh, I think like the good thing is that there were such big differences, you know, from Brasov in the mountains to, which is in Transylvania, to here, to Bucharest. I think they're all so different that you have to visit all of them. But I do think that especially the Danube Delta is a special place in the world. Încep să vină turiștii străini și nu numai turiștii, și oameni care au o grămadă de followeri online. Ce recomandări faceți ca și guvernator acestora și celor care îi urmăresc pentru a veni aici pentru a se bucura de toate acestea, dar într-un mod responsabil? În primul rând, Delta înseamnă natură, Delta înseamnă biodiversitate și, în ultimul rând, Delta înseamnă comunități locale. Comunități locale care arată și pun la dispoziția turiștilor tradițiile și, în ultimul rând, gastronomia locală. Până la urmă, este în interesul Deltei Dunării, este în interesul comunităților locale ca aceste tradiții, aceste bunătăți, gastronomia locală a Deltei să fie promovată în plan internațional. Un blogger de talia lui Mark, cel care astăzi a avut o scurtă vizită în Delta Dunării și prezența lui în online cu bunătățile și gastronomia locală deltaică nu poate să fie decât benefică pentru Delta Dunării și pentru dezvoltarea unui turism responsabil, ecoturismul, la nivel internațional. Clipurile lui au până la, eu știu, 15 milioane, poate chiar peste 15 milioane de vizualizări. Ce ne facem ca țeau, oameni, dacă vin atât de mulți aici? Unul dintre targeturile, cel puțin pentru destinația turistică Delta Dunării, ar fi turiștii străini. Eu cred că totuși zona de, sau riscul de a avea un turist de masă este destul de redus pentru Delta Dunării, dar acum când ne referim la prezervația biosferei Delta Dunării, în perioada imediat următoare, RBDD are înscriere și va depune un studiu privind suportul turistic la nivelul Deltei, capacitatea de suport turistic a Deltei, și în acel moment vom ști exact pe ce contăm, cât putem să dezvoltăm și care este linia fină între a dezvolta sustenabil, responsabil și a avea o zonă de dezvoltare care poate afecta în imediat biodiversitatea, ceea ce nu ne dorim. Let's say Deltaic cuisine, okay? Everything here, a lot of things. Ce i-ați oferit lui Mark zilele acestea? Pe unde l-ați dus și ce i-ați dat să mănânce? L-am dus, ca să zic așa, la antipozi. L-am dus și la 4 stele,
ca să îi arătăm că delta noastră este pentru toate gusturile. L-am dus la Sfântul Gheorghe, i-am arătat drumul, sfârșitul drumului Dunării, ca să zic așa, unde se termină, unde se varsă, a fost foarte încântat. I-am arătat tot ce putem noi să oferim, punct de vedere și gastronomic, la Sfântul Gheorghe. Acum l-am adus la Lunca, în această locație, care este superbă, în aer liber. Ce i-ați dat să mănânce? Nu degeaba este un vlogger internațional, omul acesta gustă absolut orice, dar a fost încântat de pește. Am făcut borș de pește pe malul Dunării, am pescuit dimineața, așa a început ziua, micul dejun în delta Dunării este în barcă. Am luat provizii, chifteluțe de pește, cârnați de pește, am luat toate acestea într-un coș, i-am dat 3 undițe, a pescuit cu noi și apoi a luat micul dejun în barcă și a fost foarte încântat. Vin străinii în delta, unde îi duceți, unde îi trimitem? La astfel de locație Două Margarete, la hoteluri de 4 stele sau ceva intermediar? Îi trimitem peste tot. Peste tot îi trimitem. Asociația Delta Dunării, să zicem că și-a atins targetul pentru turiștii români. Știți că anul trecut noi suntem pe primul loc la creșterea numărului de turiști și în strategia noastră face parte această, să zicem, și acțiunea lui Marc. În 2020, la începutul anului, ne propunem să avem cât mai multe astfel de acțiuni, să ne îndreptăm către turiștii străini, pentru că de ei, să zicem, are nevoie și România, dar și Delta Dunării. Cum l-ai cunoscut pe Marc și cum ai venit cu ideea asta de a-l aduce și la noi în țară? Îl urmăresc pe Marc de foarte mult timp și am considerat că România are un potențial gastronomic incredibil ca să fie promovat și am început să-i scriu. Și cu greu a acceptat invitația noastră, fiind România nu este o destinație așa de importantă de punct de vedere gastronomic. Apoi, la final, a acceptat invitația noastră și la final și-a dat seama că România are un potențial incredibil, dar el, neavând materiale, informații despre România, că există un potențial gastronomic și mâncăruri așa de bune și destul de diversificate, acum a venit și este extrem de șocat și nu s-a așteptat absolut deloc. I've opened this in July. Because they told me I didn't want to. No, I'm fond of cooking. It's very delicate and very complicated. Atunci când vine un om care a gustat toate minunățile din lume, este greu să-l mai surprinzi. Cu ce l-ați surprins astăzi? Am încercat și l-am surprins și sper să-l surprind în continuare cu niște preparate pe care le pregătesc și pentru toată cealaltă categorie de clienți care vin. Salata de file de hamsie, care e același lucru cu fileul de anșoa sau cu gavrosul. Am făcut niște file de șalău, un aperitiv cu roșii și cu usturoi pe plită. Noi gătim numai pe plită, da? Capane pe care le-am marinat cu rozmarin timp de o lună și după aia sunt aproape crude, sunt foarte rapid de făcut. O să încerc să vă surprind și pe dumneavoastră cu un storceag. Eu sunt pasionat, am studiat un pic rețeta, rețeta vine de la Sfântul Gheorghe. Cum ați reacționat așa? Vi s-a părut o idee bună pentru turismul românesc? Da, pentru că ceea ce ne lipsește nouă este promovarea. Am zis imediat da. Au durat 7 luni timp în care l-am contactat, l-am abordat pe Marc Vins. După 7 luni am primit confirmarea că vine și după aia am urmat 3-4 luni de organizare a acestui traseu cu intenția de a poziționa și România pe harta destinațiilor de food. Pentru asta îți trebuie un pic de încredere, pentru că multă lume zice că nu ai cu ce să vii ca să faci diferența. E din contră, noi am zis că avem cu ce, avem multe lucruri unice, multe lucruri provenite din alte bucătării, dar îmbinate frumos într-o bucătărie românească. Și Marc a văzut lucrurile astea în cele 6 experiențe pe care noi le-am furnizat. Credem că mesajul pe care noi îl transmitem prin intermediul lui Marc va ajunge la foarte mulți urmăritori din întreaga lume și ne va ajuta să atingem obiectivul acesta de a poziționa România pe harta gastronomică mondială. Și eu fac poze la rândul meu. Ne uităm la toate aparatele, da? Cu păsărică, cu brânză, cu ce? Cu cheese!